plătit? Nu, nu, fii atent. Tu știi asta. Știi asta. Doar că nu te doare atât de tare. Nu te bufnește râsul de cât ești de prost. Pentru că dacă te bufnește râsul cât ești de prost, te oprești. Dacă doar știi, zici, știu când face rău. Știu când face rău și fumezi. Înțelegi? Și atunci mintea ta pune ceva acolo, lasă că și dacă îmi face rău, îmi face bine. Și fumezi. Așa se întâmplă. Și atunci trebuie să știi că îndeplinirea unei dorințe, dacă înțelegi mecanismul subtil, afli că nu este dorința ta. Tu vrei să-ți îndeplinești dorința pentru că tu crezi că e a ta. Tu vrei să îți manifesti frica pentru că tu crezi că frica e a ta. Că mi-e frică și tu nici nu mai știi că e frică. Mintea ta pune ceață. Tu ai senzația că e de bine să pui sisteme de securitate. Marile companii de mașini nu vând fiare. Ați auzit de ăla, cum îl cheamă, zi-mă ceasul ăsta de știu, cele mai știu. Rolex. Rolex, ați auzit, nu? Bun. Un reporter se duce să vorbească cu domnul Rolex. Cum îl cheamă, patronul de la Rolex. La o mare întâlnire. Și ăsta era pur și simplu, cu paharul de șampanie în mână, bună ziua, domnul Rolex, omul cum îl cheamă ăla, ce mai faceți? Bine, cum ai? Și omul se simte din politețe să-l întrebe, cum mai merge piața ceasurilor? La care ăsta se uită la el total străin așa. Și a zis, nu știu, n-am nicio legătură cu piața ceasurilor. Adică, bă, vreau să-l bag pe Rolex în seamă, despre ce îl întreb? Despre lebede? Despre ce? Despre business-ul lui, că el e un numărul unu mondial în ceasă. Și el îmi spune, bă, n-am nicio legătură cu piața. Adică, omul ăsta, cum adică n-ai nicio legătură când tu ești ăla care vinde ceasul? Și a zis, nu, eu nu vând ceasă. Eu vând senzația de lux. Dar nicio treabă. Că există unii care fabrică ceasul, treaba lor. Angajații mei nu mă interesează. Ei le inventează, ei le upgradează, ei le modifică, nu știu. Eu nu mă ocup cu asta. Ceasul e ceas și face niște chestii, da? Și lângă el e emoția pe care o ai tu legat de el. Și care s-a construit de veacuri. Aurul e valoros? Nu, nu e valoros. Dar de mii de ani, pentru că acum era singura chestie care lucea și care nu se altera, pentru că da, e moale, e prost, nu e bun la nimic. Aurul, eu am făcut geologie și am fost șocat că aurul nu e bun la nimic. Adică nu e bun la nimic mecanic. Nu poți să faci o sapă din el, nu poți să faci nimic. Decât să lucească și era rar. Că dacă ar fi fost des, nimeni nu și-ar mai fi pus. Câți dintre voi vă puneți bolovan pe marginea drumului la gât? Nu sunt mulți, știi? Dar dacă ar fi planeta făcută din aur și din când în când apărea o bucată de piatră, făceam, o veneram ca aia la Meca, știi? Un meteorit la care te se roagă toți.